Bonjour! În acest episod ne oprim pentru 3 zile în grădina Franței, așa cum este numită zona Valea Loarei, să cunoaștem câteva din multele castele înșirate pe lângă acest fluviu și afluenții săi. Ne cazăm într-o căsuță din Bréhémont, la 30 de kilometri de orașul Tours, iar în prima zi urcăm pe șaua bicicletei și pornim să cunoaștem zona în acest mod. Pedalăm pe traseul cicloturistic Eurovelo 6, care traversează continentul european de la vest la est, de la Oceanul Atlantic la Marea Neagră, urmând cursul a 3 mari fluvii, Loara, Rinul și Dunărea. Porțiunea de-a lungul fluviului Loara este deosebită, pornește de la Oceanul Atlantic și are pe lângă pista care merge în paralel cu fluviul, alte trasee secundare pe lângă afluenții acestuia spre celebrele castele din această zonă. Din cele câteva sute de castele existente în zonă, alegem să ne oprim la câteva. La unele am intrat doar în grădini, pe altele le-am vizitat și în interior, iar pe alte câteva le-am văzut doar de la intrare. Ajungem acum la castelul Villandry, care este castelul cu cea mai frumoasă grădină, situat pe lunca râului Cher. Intrăm în curtea castelului și îi admirăm arhitectura elegantă. Impunătorul castel a fost construit în secolul al XV-lea, în timpul regelui François I. De-a lungul istoriei sale de secole, castelul Villandry a trecut de la un proprietar la altul, dar și-a păstrat stilul renascentist, iar din anul 1900 a intrat în proprietatea doctorului Carvalho, străbunicul actualului proprietar, care a amenajat aceste grădini pentru care este renumit. Noi ne plimbăm prin grădina organizată pe 3 niveluri în 6 secțiuni. Trecem acum printr-o pădure care ne asigură umbra într-o zi toridă, dar și un punct de belvedere asupra grădinii și castelului alb. Continuăm prin grădina soarelui, apoi prin labirintul încâlcit, admirăm viță de vie, pom fructifer, lacuri, fântâni, dar și o grădină cu legume și flori. Ieșim din acest paradis verde și ne continuăm drumul spre alte castele pe lângă câmpuri de cereale și fân cosit. Castelele de pe Valea Loarei sunt înscrise în Patrimoniul Mondial Cultural UNESCO, sunt multe, unele mai mari, altele mai mici, dar toate sunt construite cu mult simț artistic și estetic. Unele se pot vizita, altele sunt proprietate privată, precum este acesta la care aruncăm o privire acum și care funcționează ca și hotel.
Ajungem acum la castelul Asile Ridu, amplasat pe o mică insulă între două brațe ale râului Indre, înconjurat de ape. Vizităm castelul în interior, încăperile sunt mari și elegante, saloanele sunt decorate în stil renascentist italian, are decorațiuni sculptate și tapiserii, mobilier bogat, tablouri și alte obiecte de artă. Unicitatea acestui castel este dată de armonia dintre construcția delicată de piatră galbenă și poziționarea sa, înconjurat de apa limpede în care se și oglindește, și de vegetația luxuriantă. Castelul a fost descris de Balzac drept un diamant cu mai multe fațete, așezat pe Indre. Cele 37 de grade Celsius ne-au făcut să ne întoarcem cu bicicleta la căsuță și să continuăm vizita castelelor cu mașina. Seara ne oprim la marginea pădurii Chinon, pe malul râului Indre, unde silueta înaltă a castelului cu multe turnulețe ne încântă. Castelul Duse a fost construit în secolul al XV-lea și a inspirat pe Walt Disney în crearea castelelor sale, dar și pe autorul basmului Frumoasa din pădurea adormită. În căutarea castelelor, dar și a unui market pentru aprovizionare, am poposit și în orașul Chinon, așezat pe un deal deasupra râului Vienne. Trecem podul peste râu și admirăm dealul dominat de secole de o fortăreață royală și un castel, dar și străzile vechi cu casele bine conservate. A doua zi ne continuăm vizita printre castele și ne oprim la castelul Amboise, castelul regilor Franței. Acesta a constituit reședința favorită a regilor Franței și aici a apărut pentru prima dată arta renascentistă provenită din Italia. Castelul este așezat strategic pe un deal ce domină orașul Amboise și oferă o priveliște extraordinară asupra Văii Loare și împrejurimilor. Știm că în acele timpuri, dar și acum, în această regiune a Franței, dar și în întreaga lume, mulți oameni au trudit și trudesc din greu să ridice un acoperiș modest deasupra capului pentru ei și familiile lor. Și iată, aici vedem aceste castele opulente și bogate, construite din vanitatea și dorința de petreceri a regilor și nobililor francezi din acele vremuri. Cu toate acestea, ele au fost construite și restaurate de oameni pasionați de istorie și artă, cu mult simț artistic, care încântă și astăzi vizitatorii. La acest castel a fost angajat de rege în anul 1516 Leonardo da Vinci ca pictor, inginer și arhitect și tot aici este înmormântat renumitul geniu. Thank you.
Vizităm castelul în interior, apoi ieșim și ne plimbăm în grădina acestuia amenajată în stil italiano-mediteranean. Continuăm călătoria printre castele și ne oprim la castelul Chambord, cel mai mare palat de pe Valea Loarei, o adevărată operă a Renașterii numită și Bijuteria Văii Loarei. Extravagant, impunător, colosal, castelul are 426 de camere și un parc, un domeniu de 5440 de hectare, înconjurat de un zid lung de 32 de kilometri. Pentru a face castelul special, regele a vrut să schimbe cursul râului Loarei. Și la acest castel și-a dus contribuția Leonardo da Vinci. Scara principală, dublu spiralată din interior, a fost proiectată de acesta. Noi ne-am plimbat prin curtea acestuia și am admirat grandoarea și rafinamentul exteriorului, porți, turnulețe, sculpturi și ferestre deosebite. Ultimul castel vizitat a fost castelul Chenonceau, cu forma sa unică în formă de pod peste râul Cher, bogat mobilat și decorat în interior, cu grădinile sale elegante la exterior. Castelul Doamnelor, cum mai este numit, este cel mai vizitat castel de pe Valea Loarei. În castelul de aici și-au pus amprenta numai puțin de 6 femei puternice, printre care Caterina de Medici și amanta soțului său, Diane. Vizităm castelul și în interior. Este bogat mobilat și decorat, are numeroase obiecte de artă, picturi nascentiste aparținând unor pictori celebri, sculpturi, trofee de vânătoare, ornamente și tapiserii flamande. Exteriorul este deosebit de pitoresc datorită amplasării, dar și grădinilor superbe. Părăsim regiunea castelelor din Valea Loarei și ne îndreptăm spre alte destinații emblematice ale Franței. Despre acestea, în vlogurile următoare. Pe curând!